Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei născuți în semnul Vărsătorului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător pentru aprilie 2019. Da, știu, a trecut o săptămână, dar oricum ar fi bine să rețineți că, deși noi facem etalări pentru un anume timp, o săptămână, o jumătate de lună, unii chiar pe un an de zile, timpul e fluid și la nivel universal nu există calendarele după care ne ghidăm noi în fiecare zi. Am văzut mai devreme turnul, ceea ce pentru mine înseamnă vărsător, semnul vărsătorului, dar din alte puncte de vedere, cred că unii dintre voi aveți de-a face cu un eveniment neașteptat, cel puțin. Acum încercam să mă amestec încă un pic, deși am amestecat cărțile și mi-a apărut asul de spade, 6 de monede și 9 de cupe. Ați fi voi sau un geamăn sau o persoană născută în balanță, că tot avem 6 de monede, poate și un semn de apă. Cred că sunteți unii dintre voi, vă exprimați sau aveți de-a face cu cineva care își exprimă. Se exprimă foarte direct, foarte sincer, în cazul în care nu vă exprimați voi adevărul și într-un mod direct. Și ce exprimați? Dorința de a echilibra o relație care vă aduce o stare de bucurie, 9 de cupe, de satisfacție emoțională. Am amestecat încă un pic de tai în fața voastră, da? Vărsător, aprilie 2019. Să amestec și aceste cărți. Aici am văzut 2 de monede mai devreme. Probabil că ori sunteți într-o situație în care trebuie să alegeți ia uite și împărăteasa, două persoane. Poate o persoană în semnul taurului sau a balanței, că am văzut spada, asul de spade. Ori trebuie să alegeți între o persoană și jobul vostru, între familie și job, două lucruri care vă țin așa într-un dezechilibru. Vărsător. Împărăteasa este o energie foarte frumoasă. Sper să o preluați. Încă un pic. Vărsător, aprilie 2019. Ok. Și face cum a făcut și la celelalte etalări. Trecutul recent, prezentul. Sper să nu mi se mai răstoarne camera, cum s-a întâmplat în ultima vreme. Viitorul apropiat. Blocaje, susțineri. Da? La fel și aici. Vedeți cum iau cărțile? Pentru cei suspicioși. Frumos. Și aici arată ceva interesant. Iar vă turnu, dar de asta dată invers. Da? Și lumea. Ori dumneavoastră, ori cineva, o să vedem, încearcă să evite o ruptură, o despărțire, pentru că nu s-a învățat lecția. Lumea pentru mine înseamnă o lecție care trebuie învățată. Și dacă e invers, e clar că n-a fost învățată și se amână despărțirea de ruptura de o situație. Poate să fie un job, poate să fie o persoană, poate să fie o relație. Vedem. Nebunul. Cine a avut nebunul? A avut de curând. A fost ieri sau? Ce am făcut? Ieri am făcut balanța și Capricornul. Balanță sau Capricornul, nu știu sigur, căutați, au avut nebunul în această poziție. Poate aveți de-a face cu cineva sau poate aveți planete acolo. Spânzuratul și The Hermit, eremitul invers.
De curând. De curând. De citirea voastră, bănuiesc că sunteți dumneavoastră. După o perioadă de multe amânări, multe sacrificii sau o perioadă de îndelungă stagnare într-o direcție, poate să fie o relație, poate să fie o situație la job, rămâne de văzut. O perioadă în care unii dintre voi v-ați izolat oarecum cu acest eremit, pentru că a trebuit să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți niște profunzimi ale unei situații. De curând, acest eremit văd că s-a mișcat în această poziție, ceea ce înseamnă că nu vreți să vă mai izolați și probabil cu această mișcare a eremitului veți mișca și spânzuratul. Ceea ce îmi confirmă această schimbare de situație, îmi confirmă nebunul. De curând ați hotărât că vreți să ieșiți din această stare de stagnare, de încetineală, de izolare pentru unii dintre voi. Și vreți să începeți de la zero, într-o direcție. Poate să fie într-o relație de dragoste, poate să fie o nouă etapă în viața voastră. Ați avut timp suficient cu acest spânzurat să analizați situația și cu capul în jos, cum se zice, da? Ideea este că acest spânzurat este, după cum vedeți voi, este luminat. Deci ați găsit niște soluții în această lungă așteptare. Ați găsit niște soluții. Repet, dacă n-am spus. Ermitul înseamnă izolare, înseamnă căutarea luminii în întuneric, înseamnă o călătorie interioară, cum am vorbit și ieri la balanță, da? O stare de post, de meditație, de rugăciune. Dacă nu, pur și simplu vă întrebați, căutați în întuneric. Și se pare că unii dintre voi ați văzut lumina de la capătul tunelului, da? Și încercați să ieșiți din acest tunel, din această izolare. Și nu doar să ieșiți. Cred că unii dintre voi v-ați și regăsit credința care să vă dea suficient elan să riscați într-o direcție. În prezent. 5 de monede. Page of Air. Valetul de aer invers și 9 de cupe. Pentru unii dintre voi aveți de-a face ori cu o persoană în semnul peștilor, ori cu o persoană în semnul fecioarei, cu ermitul și cu spânzuratul. Poate unii dintre voi cu o persoană în semnul berbecului, cel puțin în trecut, trecutul apropiat. În prezent, valetul de aer reprezintă o persoană în semn de aer, vărsător, gemeni sau balanță. 5 de monede, persoană în semn de pământ, fecioară, cum am zis mai devreme și cu hermitul, fecioară, capricorn sau taur și cupele reprezintă semn de apă, mai degrabă pești. Cum simt eu cărțile? Nu doar ce reprezintă. Vă pot spune pe scurt și ce reprezintă și să vă căutați să vă decodificați mesajul singuri. Valetul de aer, printre multe altele, înseamnă un mesaj sau comunicarea cu cineva. Într-un mod direct, sincer, aveți și aici, la capătul acestui set de cărți, valetul de aer, deci se confirmă faptul că este vorba de o comunicare. Dar în prezent, invers fiind, și cu 5 de monede, cred că nu comunicați cu cineva. Și simt că
Dacă cineva v-a lăsat de izbeliște cu acest 5 de monede, dacă unii dintre voi nu aveți un spor de bani cu nebunul, cu hermitul în trecutul recent, poate vă descoperiți niște aspecte emoționale care vă dau satisfacție și vă ajută să treceți peste această perioadă de nespor cu 5 de monede, eventual pentru unii o mică boală sau afecțiune, nu e obligatoriu, dar mai degrabă cred că e o perioadă în care nu comunicați cu cineva. Semn de pământ sau semn de aer, poate voi sunteți cei care nu comunicați. Voi, semnul de aer, nu comunicați cu cineva, semn de pământ, care se simte izolat, lăsat de izbeliște din cauza că nu-l mai băgați în seamă sau nu mai băgați în seamă. Și totuși aveți un semn de apă care vă aduce multă bucurie, da? Sau, pur și simplu, voi vă găsiți această satisfacție emoțională în voi înșivă și e mare lucru. Poate aveți niște... De curând, în trecutul recent, cum am spus, ați descoperit, ați înțeles niște lucruri foarte profunde, spirituale. Știu că plictisesc pe unii dintre voi că vorbesc despre spiritualitate, dar eu de asta sunt aici, să vorbesc despre așa ceva. Da? Pentru cei care v-ați conectat la sursă, la Dumnezeu, v-ați regăsit credința, este mare lucru să înțelegeți că putem fi fericiți noi cu noi înșine. Și pentru doamnele, inclusiv domnii, care așteaptă întoarcerea cuiva de care s-au despărțit, o relație care n-a mers bine, vă rog să înțelegeți că înainte de a vă împăca, este foarte important să vă împăcați cu voi înșivă. Altfel, readuce situația în aceleași coordonate care au provocat despărțirea sau conflictele. Sper că sunt înțeleasă. În viitorul apropiat aveți Chariot, Ten of Phaetonul, da, 10 de monede și regele de monede. Dacă unii dintre voi aveți, să zic, un nespor material, financiar, simțiți că nu vă merge bine, cu această stare foarte frumoasă emoțională reușiți să manifestați pentru cei ce înțeleg ce înseamnă să manifesti. Evident că nu vorbesc pentru oricine. Vorbesc pentru oameni inteligenți care au înțeles ce înseamnă să manifesti un lucru. N-ai cum să ajungi la spor cu o mentalitate negativă, cu o mentalitate a lipsurilor, da? Chiar dacă aveți lipsuri, voi vă simțiți de ca și când aveți lumea la picioare și atunci, iată, în curând, vine și sporul, abundența financiară pentru unii dintre voi. Dacă în trecut nu v-ați mișcat, ați stat într-o situație complicată, dificilă, nu e ușor să stai cu capul în jos, evident, da? Și atunci înseamnă că o relație, o situație n-a fost plăcut de lucrat. Ei bine, în viitorul apropiat aveți faetonul, aveți mișcarea, aveți mobilizarea către ce? Către 10 de monede, către regele de monede. Pentru unii dintre voi este posibil ca o persoană în semnul racului și cu planete în aspecte puternice în semne de pământ sau invers, o persoană în semnul taurului, al capricornului, al fecioarei și cu planete în rac, să intre în viitorul apropiat în viața voastră cu acest faeton și să vă ajute financiar, să vă ghideze, să vă sfătuiască și să vă ajute să vă creați această stabilitate financiară. 10 de monede, pe care toți o vrem. Poate să fie o persoană foarte importantă, director, afacerist, profesor, eu știu,
Regii, în general, sunt persoane de autoritate și regele de monede, în mod special, reprezintă o persoană care a ajuns în so să aibă o, să dețină o poziție socială foarte importantă. Ei, posibil această persoană să intre în viața voastră, poate chiar în familie, că avem 10 de monede. Poate este o rudă, că doar intră în familie și vă ajută. Și faetonul reprezintă racul, casa a patra, deci ideea de casă, de familie. Probabil că e o rudă pentru unii dintre voi. Dacă nu e o rudă și dacă nici nu e o persoană de la job sau... Este ceea ce reușiți voi să manifestați prin această stare de autosatisfacție. Este foarte important, repet, mai ales pentru cei ce au trecut printr-o lipsă de comunicare cu cineva, printr-o stare de izolare. Este foarte important să ne simțim bine cu noi înșine. Să simțim că suntem înconjurați de abundență, chiar dacă teoretic nu pare. Avem prieteni, avem familie, avem reușite care ne aduc această satisfacție emoțională. Și plecând la drum, da, în prezent, având această energie, puteți să manifestați acest spor, 10 de monede și regele de monede. Pentru cei care sunteți singuri, poate acest rege de monede să intre în viața voastră în curând și să puteți pune bazele, că avem faetonul, da, racul, casa a patra, 10 de monede, ideea de casă, de familie, să puteți pune bazele unei familii în viitor. Este o persoană foarte stabilă. Foarte stabilă. Poate unii dintre voi trebuie să călătoriți înspre ei ca să puteți să manifestați această stabilitate fantastică. 10 de monede și rege de monede. Ce poate fi mai stabil și mai abundant financiar decât aceste două cărți? Poate doar împărăteasa pe care am văzut-o mai devreme. Să nu uităm. Până acum îmi place ce cărți v-au ieșit. Ce vă blochează? Temperanța invers, soarele și asul de monede. Vă blochează. De ce vă blochează asul de monede? De ce vă blochează soarele? Poate e un copil, poate o persoană născută în semnul leului sau persoană în semnul săgetătorului cu temperanța. Cum am spus mai devreme, poate această persoană în semn de pământ, care se simte izolată, v-ar oferi ceva, dar cred că trebuie mai întâi să vă echilibrați, ori dumneavoastră, ori ei. Nu vă supărați când vorbesc de o singură persoană, poate să apară și vibrația persoanei cu care aveți de-a face. Temperanța înseamnă echilibru, da? Înseamnă echilibru spiritual, emoțional, interior. Ei, fiind invers, este clar că sunteți într-o stare de dezechilibru pe care voi trebuie să-l depășiți prin această stare emoțională. Probabil, pentru unii dintre voi, până nu vă echilibrați, nu puteți să aveți acest as de monede și această bucurie mare. Pentru că nu aveți cum. Da? Cum am spus mai devreme, nu aveți cum să manifestați abundență dacă nu gândiți pozitiv și dacă nu sunteți într-un echilibru emoțional și spiritual. Vă rugați că doar avem aici și hermitul și spânzuratul și nebunul care are credință că totul va fi bine. Trebuie să vă rugați să lucrați un pic cu chakrele voastre, să vă eliberați de niște bagaje emoționale negative.
Și în momentul în care reușiți să faceți acest lucru, puteți să manifestați și o bucurie cu un copil și copilul interior din voi și acest spor de bani. Poate să fie o relație, cum am spus mai devreme la regele de monede, o relație de lungă durată. Poate să fie un cadou. Dar înainte trebuie să vă vindecați. Temperanța înseamnă și, evident, răbdarea. Probabil că cineva nu are răbdare. Ori dumneavoastră, ori persoana cu care aveți de-a face și vă influențează. Să nu uităm că persoanele din jurul nostru, părinți, soți, soții, copii, ne influențează prin vibrațiile lor. Și de multe ori stările noastre emoționale sunt ale lor. De multe ori noi le preluăm aceste energii. Nu uitați acest lucru. Ok. Turnul, despre care am spus mai devreme că l-am văzut. Ce vă susține? Focul, pasiunea. Dacă este o persoană în semnul focului, că aveți și patru de bâte, în preajma dumneavoastră, vă susține într-un anume fel. Eu cred că vă susține ca și exemplu de implicare, ca și pasiune. Aici turnul reprezintă pentru mine, v-am zis, zodia vărsătorului. Dar este foarte posibil că tot am avut mai devreme 10 de monede în viitorul apropiat. O situație neașteptată acasă, în aprilie, 4 de bâte, să vă pună pe foc, să vă scoată, dacă sunteți voi așa supărați, părăsiți, să vă scoată din această stare de răceală, din această iarnă emoțională. Da, și bat cărțile ca să-mi spună ce vor să spună. Cineva a comentat de ce le bat. Le bat. Le bat cu drag. E posibil o persoană cu o mare pasiune sau un semn de foc, berbec, leu, săgetător, mai mult sau mai puțin, vă dau zodica să... Ca să vă mai găsiți niște mesaje personale. Deci această persoană vine într-un mod neașteptat, da, turnul, în casă, casa a patra, relație stabilă, da? Și poate această persoană vă schimbă starea și vă faceți să vă simțiți bine. Și în momentul în care vă simțiți bine, începeți să manifestați această abundență, vă reechilibrați, vine și soarele, vine și asul de monede. Înțelegeți? Cam așa văd eu lucrurile. Vă treziți într-o privință, într-o... E o trezire. În acest moment eu simt că acest turn înseamnă trezire. Pentru că aveți temperanța, aveți și soarele. Soarele care înseamnă și el fericire și trezire. Da, spiritual. Repet. Că tot unora nu le place cuvântul acesta. Dar cu temperanța în această poziție și, cum am spus mai devreme, nevoia de a vă reechilibra, cred că această situație care vine ca un trăsnet în casa voastră, în viața voastră, poate în sufletul vostru, casa reprezintă sufletul nostru, casa patra, e o casă foarte emoțională în astrologie, da? Poate o persoană care vine cu planete în casa voastră a patra. Depinde ce ascendent aveți. Ei, și vă reechilibrați. Poate să fie un săgetător. Poate o să fie o persoană care e la distanță, care nu e în această țară. Poate să fie o persoană de altă naționalitate.
Ei, și în momentul în care vă reechilibrați, vă simțiți fain, începeți să manifestați și soarele și asul de monedă și totul se schimbă. Totul se schimbă ca într-un puzzle divin. Ce aveți aici? Asul de valete, 4 de monede, da? Cineva ține la banii lui foarte mult. Altul muncește. Poate că sunteți voi. Poate că sunteți voi. Care, pentru că ați avut și spânzuratul și eremitul și aceste cărți din prezent, îmi spun că treceți sau ați trecut printr-o perioadă în care nu prea ați găsit soluții într-o situație, v-ați simțit așa ca într-o cușcă mentală, 8 de spade, deși soluții erau în preajma voastră și v-ați hotărât să vă implicați două cărți de 8, să vă transformați și să vă implicați în muncă, să vă puneți bani deoparte. Aceștia sunteți voi. Probabil ați avut niște probleme financiare, dar iar semn de foc, asul de bâte, ori este ceva în sinea voastră care se trezește la o nouă realitate, ori este o persoană în semn de foc, leu, berbec sau săgetător, care vine și vă scoate din această stare și vă instigă, vă inspiră cu pasiunea lor și cu creativitatea lor, poate un proiect, nu neapărat o persoană, vă inspiră să munciți și să vă puneți bani deoparte. Și poate, da, iar turnul vine ca un trăsnet și cred că pentru unii dintre voi poate să fie vorba și de o despărțire, pentru că avem 3 de spade, da? Și 10 de băte. Pentru mine, imaginea omului căsătorit sau, dacă nu-i căsătorit, cu multe responsabilități, care nu mai știe să se bucure de viață sau nu mai știe să se bucure de cei din familie, da? Pentru unii dintre voi, nu toată lumea, evident, e căsătorită, nu toată lumea trece prin trio-uri care se rup sau prin dezamăgiri, neapărat trio-uri. Poate să fie vorba de o despărțire și totuși, după această despărțire, vă regăsiți pasiunea, pentru că vine iar o persoană în semn de apă sau foarte emoțională, poate semn de foc, semn de foc. Dar vine într-un mod foarte plăcut și vă umple sufletul cu niște mesaje, cu niște vorbe frumoase. Și vă inspiră să lucrați pentru voi, pentru transformarea voastră. Să nu uităm că 8 de monede, da? Dacă la un moment dat nu ați găsit soluții și v-ați simțit ca într-o închisoare, vă transformați. Energia acestei persoane, focul acesta, împrăște toate săbile, rupe aceste sfori care vă leagă, da? Și începe să vă transformați prin muncă sau să munciți pentru dezvoltarea voastră. Da. Sper că înțelegeți ce zic. Aici ce aveți? Asul de monede, iar vine un ajutor clar, iar regele de monede, vine un ajutor, 3 de monede, un proiect, ori la locul de muncă, ori o persoană, ori un semn de foc vine și vă ajută într-un fel. Sper, Doamne ajută să fie adevărat. Iar valetul de monede. Ia și ce frumos, asul de cupe, 8 de monede, iar regina de cupe. Vine cineva în viața voastră și vă scoate din starea asta dacă aceștia sunteți voi. Și vă scoate și vă ajută să vă descoperiți o latură emoțională foarte frumoasă care vă dă satisfacții profunde, profunde. Este posibil ca lucrurile acestea să se întâmple acum, de lună nouă, pentru că aveți și luna, da, sau de lună plină, în aprilie. Unii dintre voi ați avut de-a face cu împăratul, da, și trebuie să alegeți, trebuie să alegeți. Ce înseamnă împărat? O persoană care v-a controlat într-un fel sau altul. Trebuie să alegeți libertatea. Nebunul vorbește despre libertate. Eremitul despre lumina interioară. 9 de cupe iar. Este o carte a bucuriei. Mai e doar încă o cupă.
până la bucurie maximă, soarele, asul de monede, 10 de monede. Toate vorbesc despre un potențial, o posibilă transformare, dacă acum nu vă este bine, o posibilă transformare și să aveți parte de vremuri mai bune. O să caut. Ia uite, s-au făcut 30 de minute, nu-mi dau seama când o să iau un sfat pentru vărsător. Deci chiar nu-mi dau seama cum trece timpul și mă întreb dacă aveți suficientă răbdare să ascultați aceste etalări atât de lungi. Da, pentru unii sunt lungi, pentru alții poate nu. Un sfat pentru vărsător. Vă rog. Justiție. Poate aveți de-a face cu o balanță, poate aveți de-a face cu niște reechilibrări la nivel divin. Călătoria, am vorbit, da, Chariot, faetonul, și am vorbit despre conectarea la spiritualitate, da? Vorbiți cu îngerii voștri. Vorbiți cu îngerii voștri că sunt acolo să vă ajute, sunteți pe drumul cel bun în această privință pentru cei care vreți să vă descoperiți și să vă descoperiți adevărata cale spirituală. Și se face justiție la nivel divin. Așa simt. O să încerc cât pot eu de repede să fac și o etalare de dragoste. Pentru vărsător aprilie. Cărțile. Am văzut îndrăgostiții, am văzut lumea. Ați avut o lecție în dragoste, o lecție de învățat. Cheați un ciclu cu cineva de care ați fost foarte apropiați. Trebuie să vedem ce arată cărțile. Ia uite, Marea Preoteasă, ce frumos! E clar că cineva a învățat o lecție, foarte frumoase cărțile, superbe, din punctul meu de vedere, și îmi doresc foarte mult ca majoritatea abonaților mei și cei care ascultă aceste etalări, într-adevăr, să investiți mai mult în partea voastră spirituală, să vă învățați lecțiile, să vă conectați la intuiția voastră și să manifestați această spiritualitate. Poate unii dintre voi încheiați un ciclu și veți avea parte de un contract cu o persoană foarte intuitivă, foarte profundă, foarte stabilă, sau, dacă nu e un contract, poate o relație care va duce către căsătorie. Doamne ajută, mi-au plăcut cărțile foarte mult, aceste trei cărți. Să vedem ce simte vărsătorul pentru persoana de care este atrasă. Cum o vedeți? Cum o vedeți? Sau nu, parcă... Nu, cum vă văd ei. Așa era. Cum vă văd ei. Și cum îi vedeți dumneavoastră. Cum sunt văzuți vărsătorii sau cei cu soare, lună, Venus, ascendent în vărsător. De către persoanele pe care vă simțiți atrași sau potențialii parteneri sau actualii parteneri. Trei cărți, te rog. Sunteți văzuți. Turnul. Imprevizibili. Opa, opa. Poate unii dintre ei nu au încredere în voi. Au impresia că aveți o strategie anume în viață sau în relația cu ei.
Încă o carte. Interesant. Ce frumos și soarele. Și regele de bute. Cum îi vedeți voi? Cum îi vedeți voi? Șapte de monede. Asta e, trece timpul. Puteți să puneți pauză, vă beți cafeaua, vă mai faceți treburile și să reveniți. Evident că nu e obligatoriu, ce frumos. Să stați 30 ceva de minute lipiți de calculator. Sau de ce aveți voie. Cu o carte. Am vrut să iasă una, da? Asta e a treia oară sau a doua oară. Asul de monede. Și lumea. E clar că încheiați o etapă foarte importantă la nivel relațional sau cu această persoană și continuați un alt capitol. Deschideți un alt capitol, ori începeți. Steaua, șase de cupe, imediat. O nouă relație cu altcineva. Cum sunteți văzuți? Turnul. Sunteți văzuți imprevizibil. Poate uneori, poate chiar întâlnirea dintre dumneavoastră și această persoană este ca un trăsnet. E un moment foarte intens în care vi se dărâmă niște idei învechite despre relații, despre oameni, despre trecut. Probabil că la început, sau cel puțin în aprilie, ei nu au prea multă încredere în voi cu acest șapte de spade. Poate pentru că voi nu trebuie să treceți de o situație, să încheiați acest capitol cu o persoană din trecut, șase de cupe. Steaua iar reprezintă vărsătorul, să vă vindecați de o relație karmică din trecut și să închideți un capitol. Și până atunci, uite, și să luați o decizie în legătură cu un geamă sau cu o balanță, da? Să luați, aveți două cărți care reprezintă decizii, să luați și să vă vindecați de o relație. De o relație. Și din acest motiv, persoana care v-a apărut aici în cărți, vă vede că nu aveți încrederea să vă aventurați într-o nouă direcție sau înspre ei. Înspre ei. Cavalerul de bâte este foarte aventuros. Are o pasiune, dar cum ați văzut mai devreme, încă trebuie să o redescoperiți. Să vă refaceți acest foc interior și să vă refaceți încrederea că trebuie să vă mișcați mai departe, să călătoriți, poate în străinătate unii dintre voi, da? Poate trebuie să călătoriți în străinătate și încă nu sunteți hotărâți, nu sunteți hotărâți. Cum îi vedeți voi pe ei? Șapte de monede, judecata și asul de monede. Este o ofertă fantastică. Această persoană ori vă face o ofertă materială, o prietenie, un cadou, o călătorie, că vorbim de călătorie, pe care voi încă sunteți nesiguri dacă vreți să o acceptați. Pe de altă parte, cu această judecată, ei v-ar acorda această șansă. Ei cred că văd ceva în dumneavoastră. Simt că e o legătură foarte profundă între voi doi și cred că simt că voi trebuie să vă treziți după o perioadă de transformare și de multe probleme, să vă treziți la o nouă viață, ei știu asta.
Și voi, pentru că este de fapt cum îi vedeți voi pe ei, voi așteptați o a doua șansă. Așteptați, sperați că vi se va acorda această șansă, sperați că vor avea răbdare cu dumneavoastră. Asta e cartea răbdării, 7 de monede. Cartea răbdării. Poate că ați mai discutat în trecut niște lucruri. Voi, așa simt eu că îi vedeți. Că sunt stabili, că au investit, că muncesc, că sunt gata să vă ofere ceva și că există posibilitatea unei a doua șanse, chiar dacă e prima oară când vă întâlniți cu persoana aceasta. Poate să fie o a doua șansă la nivel divin, universal. Aveți un mare potențial în viitor. Aveți soarele, aveți regele de bâte. Iar asul de monede. Dar trebuie să vă rezolvați niște probleme cu un suflet pereche. Cu un suflet pereche. Vă simțiți trădat sau ei sau voi i-ați trădat sau ei v-au trădat? E o problemă care trebuie vindecată, da? Să vă regăsiți o satisfacție emoțională cu voi înși vă, iar 9 de cupe. Autosuficiență. Ca să puteți manifesta acest nou început, practic, stabil, aceasta sunteți voi. Trebuie să vă reechilibrați financiar, să vă găsiți eventual independența financiară unii dintre voi. Și încet, încet veți avea parte și de soare, și de bucurii cu această persoană. Dar, fiți atenți că există o problemă a egourilor, sau dacă nu e a egoului, e a fricii. Da? Trebuie rezolvată problema asta ca să, într-adevăr, să beneficiați de acest soare, de această mare bucurie și această mare pasiune. Cred că voi trebuie să vă regăsiți cu acest cavaler de bâte, cum am spus mai devreme, nu aveți încredere să mergeți mai departe, să vă aventurați în noi direcții și regele de bâte reprezintă încredere, autoritate, pasiune. În momentul în care v-ați hotărât ceva, faceți și diavolul în spate, nu musai. Trebuie să fie toxic. Poate este frica dumneavoastră să deveniți regele de bâte. Și cu această energie foarte creativă și foarte încrezătoare, puteți avea parte de soare, de bucurie maximă. Asta este citirea mea, etalarea mea pentru aprilie 2019. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Și da, vă iubesc, la revedere, numai bine!